Salutare! Vin și eu cu un pasaj cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Isus. Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, de la versetul 10. Nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Astăzi, în zilele acestea, ne amintim tot mai mult de sărbătoarea întrupării Domnului Isus, sărbătoarea Crăciunului, cum este socotită popular, cum este cunoscută. Vreau să vă spun mai înainte de toate că această sărbătoare este, acest eveniment pe care noi îl sărbătorim, perioada aceasta, este o lucrare supranaturală. De aceea sunt probleme cu această sărbătoare. Unii o dispută și spun: domnule, nu-i pe 25, noi nu sărbătorim pe 25, nimeni nu spune că s-a născut Domnul Iisus pe 25. E o sărbătoare păgână, că așa a început. Fraților, disputa aceasta vine din supranaturalul acestui eveniment. Vreau să știți că nașterea Domnului Isus este așa de importantă încât a fost celebrată de îngeri, de magi. Stelele pe cer au început să se miște diferit. Să luăm seama, cei care nu înțelegeți acest eveniment și vorbim împotriva lui, să nu umbrim pe Domnul cu ceva. Această sărbătoare este așa de importantă cât a fost profețită în Eden. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, spune Dumnezeu, înainte să alunge pe Eva și pe Adam din grădina Edenului. Iisus s-a născut din fecioară, din ei, sămânța femeii. Este așa de important acest eveniment cât a fost profețit încă din grădina Edenului. La mijlocul Bibliei, undeva în Isaia, se spune despre Iisus care s-a născut. Și a zis că un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a dat și domnie va fi pe umărul lui. Și de asemenea este scris în Evanghelie și până la sfârșitul Scripturii se vorbește despre acest eveniment. Toată Biblia este despre întruparea Domnului Iisus. Întruparea Domnului Iisus este cea mai mare sărbătoare de pe pământ. Depășiți fenomenul acesta comercial în care unele companii din noiembrie încep să câștige bani pe seama acestei sărbători. Lăsați-i în pace. Toți spune în Scriptura că împărăția lui Dumnezeu este ca un copac mare și păsările vin și își fac cuiburi acolo. Păi oamenii ăștia nu puteau să facă nimic dacă nu erau un eveniment mare care se cuprinde tot pământul. Întruparea Domnului Iisus este, aș spune, singura salvare a omenirii. Este vorba despre mântuirea omenirii. Lumina s-a coborât pe pământ, spune Scriptura. Întunericul nu va domni veșnic peste pământul în care acum este necaz. Asta este sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului Isus. Chiar și sărbătorile evreiești se armonizează cu acest eveniment. Sărbătoarea Hanuca este sărbătoarea rededicării templului, este sărbătoarea a restaurării închinării poporului Israel. Fraților, sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a restaurării închinării. Avem noi o colindă care spune: veniți să ne închinăm Lui. De sărbătoarea nașterii Mântuitorului Dumnezeu a restabilit închinarea. Îngerii din cerul spune: slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Nașterea Domnului Iisus a fost pentru ca oamenii să aducă slavă și închinare Lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Dumnezeu a vrut să restabilească închinarea pe pământ și n-a fost posibilă datorită păcatului înainte, iar Domnul Iisus a venit să nască pe pământ, să moară pentru păcatele oamenilor, ca oamenii să fie iertați de păcate și în sfârșit să se poată reînchina lui Dumnezeu, cum o făcea odată. Și de aceea această sărbătoare este așa de importantă. Nu știm ziua, este misterioasă, este supranaturală această lucrare. Nimic nu e natural în ea, nimic nu e omenesc. Invizibilitatea lui Dumnezeu a creat probleme omului care trăiește într-o lume vizibilă. Despre asta e vorba. De aceea să nu vorbim ușor de acest eveniment, de această sărbătoare. Unii o dispută și atâtea controverse au apărut și tot mai apar
Satana se ridică în zilele din urmă și vor strica totul. Va încerca să strice totul, dar vă spun că nu se va putea. Alții o resping. Nu, ăștia sunt sfinți, noi nu ținem sărbătoarea Domnului. Vreau să nu cumva să ofensez pe Domnul cu lucrul acesta. Îngerii spuneau, veniți să ne închinăm Lui. Veniți să ne închinăm Lui. El spunea, slavă Lui Dumnezeu, lucrurile prea înalte. Magii au spus, am venit să ne închinăm Lui. Vedeți că e numai despre închinare în acest eveniment. Despre ce este vorba în această sărbătoare? Această sărbătoare vorbește despre întruparea Domnului Iisus, dar nu numai atât. Avem multe lucruri de învățat și de pus la inimă în această sărbătoare. Iisus s-a făcut slab și era puternic. A făcut lucrul acesta pentru ca prin slăbiciunea Lui să ne dea nouă putere. O mamă când își ajută un copil, o tată când își ajută un fiu, se pune și pe genunchi dacă trebuie, se coboară la nivelul fiului, se face cât el de înalt și vocea începe să-și o preschimbe ca a lui, ca a copilului, ca să fie înțeles și primit, ca să-l ajute, ca să-l ridice, ca să-l învețe ceva. Așa s-a făcut Iisus slab, ca să ne facă pe noi puternici. S-a făcut om ca să-l vedem, să știm cum se trăiește în ascultare de Dumnezeu. Nu mai putem spune că nu știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Uitați-vă la Iisus. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Cum a trăit El, să trăim și noi. Cum a vorbit El, să vorbim și noi. Ce a făcut El, să facem și noi. Nu mai putem spune că nu știm acum. Întruparea Domnului Iisus despre asta vorbește. Despre faptul că Domnul Iisus a venit să ne reveleze pe Tatăl. Să ne arate cum trebuie să trăim, cum trebuie să ne purtăm, cum trebuie să vorbim, cum trebuie să gândim. El este etalonul nostru, este lumina noastră. El este Mântuitorul nostru. S-a făcut om ca să putem fi făcuți noi copii de Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să învățăm un lucru de la Domnul. Și anume, dacă El s-a făcut slab pentru noi, ca să fim noi puternici, dacă vrem să fim puternici, trebuie să ne mărturisim și noi slăbiciunile. Și noi trebuie să ne mărturisim slăbiciunile. Pentru că El a venit să moară pentru păcatele noastre. Și dacă vrei să fii puternic, fii și tu cum a făcut Iisus. S-a smerit. Învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima, spunea Domnul Iisus. A venit pe pământ. N-a găsit că un lucru de apucat, că este de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a făcut un om, un chip de rob, moarte de cruce, ca noi să fim mântuiți. Tu dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, să fii întărit, restaurat în poziția și în puterea ta, trebuie și tu să te smerești. Să-ți mărturisești slăbiciunile ca să vină puterea Duhului Sfânt și în viața ta. El s-a făcut sărac, deși era bogat. Și prin sărăcia lui ne-a îmbogățit pe noi. S-a limitat la condiția de om, dar fără păcat. Și a murit pentru noi. Moartea lui pe cruce este pentru cei ce cred. Un izvor nesecat de iertare și de mântuire. Un izvor nesecat. Suntem bogați. Avem un cep în alb. Orice păcat va fi iertat omului. Și de aceea noi nu mai suntem legați. Numai credința te face să nu fii iertat și mântuit. Noi vom birui prin sângele mielului, spune în Apocalipsa. Undeva. Noi vom birui prin sângele mielului. El s-a făcut sărac și era bogat pentru ca să ne îmbogățească pe noi. Nașterea Domnului Iisus ne arată caracterul, chipul Domnului Iisus, chipul lui Dumnezeu. Ne arată pe Tatăl. Ce fel se poartă El cu noi ca să putem fi mântuiți cu creația Lui. Este o demonstrație cosmică a dragostei, a măreției Lui, a caracterului Lui. Domnul Iisus s-a făcut vulnerabil, deși era nemuritor. Prin moartea Lui ne-a dat nouă nemurire. A venit să distrugă lucrările diavolului prin moartea sa, 1 Ioan 3,8. El a venit să distrugă lucrările diavolului. Lucrarea diavolului este păcatul. Lucrarea diavolului este păcatul care aduce moarte. Iar Iisus a venit să distrugă
lucrările diavolului, cum distrugăm păcatul prin sângele lui. A distrus păcatul, l-a eliminat, îl curăță, dar nu automat. Numai pentru cei ce se pocăiesc, numai pentru cei ce îl recunosc, Doamne, este un om păcătos, Doamne, este un om vinovat, iartă păcatul. Iisus a venit să distrugă lucrările diavolului, lucrarea diavolului este păcatul. Pe cine păcătuiește, diavolul a făcut o lucrare. Înțelegeți? Când cineva se pocăiește, Iisus a făcut o lucrare. A distrus lucrarea diavolului. Înțelegeți? Și Iisus a făcut treaba aceasta. Este un lucru extraordinar. Nu ne dăm seama de valoarea acestui lucru. În cer, vom continua să contemplăm această minunată lucrare a lui Dumnezeu, măreție a harului său. A venit să ne facă cunoscut pe Tatăl. Aceasta e nemurirea. Aceasta e viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17:3. Iisus a venit să ne facă de cunoscut pe Tatăl. Noi nu cunoaștem pe Tatăl de nicăieri. E de la Iisus. Au venit mulți să ne vorbească despre Dumnezeu. Înșelători, amăgitori, proroci, mincinoși. Iisus este păstorul cel bun. El ne-l arată pe Tatăl așa cum este în realitate. Și, fraților, mesajul central al nașterii Domnului Iisus este mesajul închinării. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce își dorește Dumnezeu este să ne închinăm lui, să-i dăm slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte. Și pământul să-i se închină lui Dumnezeu, nu numai cer. De asta a venit Iisus. Asta a fost mesajul îngerilor. Magii au zis, am venit să ne închinăm lui. Și de sărbătorile acestea de Crăciun, caută să nu ratezi închinarea. Dacă doar petreci, dacă doar te bucuri, dar nu te închini, ai ratat sărbătoarea. Ai ratat mesajul. Ai ratat scopul întrupării Domnului Iisus. Vezi că nu toți se pot închina lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și cine se apropie trebuie să fie și el sfânt. Și când cineva vine să îi se închine, simte ce a simțit Isaia. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Vino să te închini lui, chiar dacă simți ce a simțit Isaia. Pentru că Dumnezeu va trimite pe îngerul său. Va lua un cărbune de pe altar, îl va pune pe buzele tale și spune îngerul, atingându-se acest cărbune de buzele tale, păcatul tău este ispășit, curățit. Frăților, noi putem să ne închinăm la el, chiar dacă nu suntem vrednici. Întorcându-ne la Dumnezeu, lăsând cărbunele sfânt de pe altar să atingă de buzele noastre și să ne ispășească păcatul, să ne curățească. Și atunci să ne putem închina cu adevărat lui. Mesajul Crăciunului, mesajul întrupării, este restaurarea închinării. Unii vorbesc despre închinare cu atâta mândrie. Oh, nu e închinarea aceea. Unii vorbesc despre închinare cu atâta fățărnicie. Unii vorbesc despre închinare cu atâta ipocrizie. Nu e aceea închinare. Închinarea aceea care o vedem la Isaia, el este exemplu omului care se închină. Oh, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate. Și eu cresc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Vameșul lui templu, când se închina lui Dumnezeu și închinarea lui a fost privită, nu a fariseului, a preotului, ci a vameșului, ai milă de mine, păcătos, nu-mi răsneam să uită la cer. Vă spun că acel om a fost socotit neprihănit. De ce? Închinarea are de a face cu șerfa Domnului Iisus, cu smerenie. Cred în Domnul Iisus, cred în jertfa Lui. Și de aceea pot să mă închin, pot să stau în prezența Tatălui, am viața veșnică, sunt plin de Duhul lui Dumnezeu și, dragi prieteni, frați și surori, să nu vă temeți de vremurile acestea și de cele care vor mai veni. Avem un Mântuitor. Avem un Mântuitor. Nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul în orice timp și în vremurile din urmă.
o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos. Mântuitor înseamnă Salvator. Ți-e greu? Pentru că ai probleme, ai greutăți. Te îngrijorezi. Iisus e Salvator. Dumnezeu a pus degetul pe rană. Știi care e problema ta. Ai nevoie de salvare. Ai nevoie de ridicare. Ai nevoie de ajutor. Iată că a venit Salvatorul. Nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Să ne închinăm acestui Mântuitor. Dacă nu poți să te închini și ai vreo piedică, dă piedica la o parte și păcatul care fășoară așa de lest și vino și te închină. Atunci ai sărbătorit cu adevărat Crăciunul, atunci ai sărbătorit cu adevărat pe Mântuitorul și nașterea lui. Să fiți binecuvântați, să aveți sărbători fericite cu Domnul.